achiziții de media. Plus că CPV-ul pe care îl folosim atunci când cumpărăm TrueView InStream, da? Cealaltă dragostea mea, ca să zic așa, deci nu vreau să trădez acele 5 secunde de video, da? Acolo e CPV, se bazează practic tot pe un model de CPC. Numai că n-ar fost corect să-i spune CPC, pentru că nu plătești, că tu nu dai click. Practic dacă dai click, faci skip, știi? Și atunci ai fost un pic ciudat să-i zică pe CPC. Dar de fapt e tot același model. Da? Ok. Și cam astea sunt cele 7 lucruri despre care o să vă vorbesc astăzi. Mulți dintre voi le știți. Vreau să le trec doar în revistă și să vă spun viziunea mea și vreau să vă spun de ce consider eu că sunt lucruri extraordinare și de ce consider eu că sunt minuni. Înainte de toate vreau să facem un test. Un test simplu. Nu vă imaginați că acum scoate pixul și hârtia. Câți dintre voi credeți în fenomene paranormale? Da? Eu l-am mâncat de la, din cauza viteză. Da? Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Da? Suntem cam 60 de oameni în sală, deci, zic, 8% cred în fenomene paranormale, da? Câți dintre voi credeți în lucruri care se întâmplă spontan și nu pot fi explicate? Ok, un pic mai mult, aș zice 20%. Bun. Și acum întrebarea mea. Câți dintre voi credeți că există intuiție? Am înțeles. Bun. Luați aminte că intuiția este descoperire bruscă, neașteptată a unui adevăr, a unei soluții, care se întâmplă paranormal. De fapt, intuiția nu e o formă de alta decât tot, ok, eu capacitatea conștiinței noastre de a descoperi, de a face noi conștient un lucru care de fapt se întâmplă spontan. Da? Asta am văzut și într-un studiu, 80% din români cred mai degrabă în zodiac decât în horoscop, decât în Dumnezeu. Nu e treaba mea să judec, eu sunt agnostic, dar mă gândesc că e ceva de analizat în sensul ăsta vis-a-vis de noi ca oameni, știi? În regulă. Vă spun asta despre intuiție pentru că consider că cam tot ceea ce facem noi în marketing online se bazează pe intuiție. Adică se bazează pe paranormal, într-un fel. Ce carte e? Am înțeles. Bun. Deci ai venit exact la locul potrivit. Intuiție? După intuiție, clar. Intuiție e un lucru care ne ajută extrem de mult în ceea ce facem noi. Pentru că exact această... Nu vă povestesc de... nu. Dar trebuie să vă povestesc de mine. Am uitat. Intuiția ne ajută foarte mult pentru că tot ceea ce facem noi se bazează pe această intuiție, în sensul în care încercăm să intuim un anumit tip de comportament, încercăm să intuim un anumit segment de audiență pentru care vrem să comunicăm corect. Pentru care, către care vrem să-i comunicăm exact mesajul care considerăm noi că e potrivit. Deci da, avem nevoie de intuiție, fie ea și un fenomen paranormal. Dar la margine, așa, la limită. Pentru cei care nu mă cunosc, vreau să mă prezint așa cu două, trei slide-uri, o să trec repede. Am pus poze pentru cei care mă cunosc, am zis să amuze măcar de poze și atunci o să trec repede. Am aproape 10 ani experiență în marketing online, m-am născut în Brăila, îmi plac călătoriile și e soția mea, o vedeți în sală, la care țin foarte mult. Deci 10 ani experiență în marketing online pentru cei care nu mă știu. Specialist în marketing și trainer, am cunoscut câteva evenimente. Aici e chiar lumea SEO PPC, iar aici e Cristian Ignat, care se uită tulburător prin poză spre mine, așa. Spre aparat, era Olivian care a făcut poză. Deci... Și ce da. Managing partner la Web Digital și m-am gândit că o poză de genul piscină e perfectă când ești... Asta e percepția managerului, ce facem noi la birou. Nu, stăm în piscină, știi? Specialist certificat Google AdWords și mă bucur pentru că la un moment dat nu eram certificat AdWords și spuneam că nu e atât de important să fii certificat. Lucru pe care nu l-am schimbat neapărat acum. Spun în continuare că nu asta reprezintă valoarea intrinsecă a unui specialist, ci doar o certificare a cunoștințelor în domeniul ăsta. Și atunci, da, e recomandat să vă luați examenul,
programul de internship, de extended internship de la Web Digital este bazat tocmai pe GaiQ, GaiQ, așa, Google AdWords Certified Individual, doar că consider că un specialist devine abia după ce dobândește experiență în practică, făcând campanii. Da? Un specialist în Google AdWords și pay-per-click marketing. Include și the full world, știi, fără, nu zicem numai AdWords. Mai sunt blogger, pe imunteanu.com și golfer, iar acolo minus 36 e handicapul meu, pe care că nu l-am luat, dar l-aștept cu drag. E un handicap foarte greu de luat, înseamnă că din 5 lovituri bagi în medie în fiecare gaură și găurile sunt foarte departe. Adică, departe. Deci sunt mici. Și mingea e mică. E criminal. Ok. Am zis despre mine. Despre intention-based advertising, revin un pic. Consider că am încercat să sumarizez în două fraze. De-a lungul timpului am încercat să transmit și să spun oamenilor cu ce mă ocup. Chiar am chemat-o pe mama la un training. Am ținut o săracă femeie, am ținut-o 9 ore legată de scaun, stătea de rușinea mea. N-a înțeles. Nu a înțeles, pentru că n-a fost acolo, n-a rezonat. E pe Facebook și comunică cu mine pe Facebook, dar ce înseamnă intention-based advertising și ce fac eu, nu a înțeles. Și atunci m-am gândit că, doamne, nu am reușit eu să comunic suficient de bine. Evident. Acum am încercat să pun în cuvinte pentru oricine și pentru cineva care nu s-ar gândi niciodată la perspectiva asta. Posibilitatea de a comunica doar către audiența care își manifestă intenția. Pentru cei care au făcut o campanie de search până acum, nu se pare lucru mare, dar mie mi se pare un lucru extraordinar. Ăsta este motivul pentru care am ales să fac Google AdWords și nu Media Planning și să nu merg pe email marketing, care era un tip de direct response marketing, să nu mă duc către TV, unde erau mult mai mulți bani, să nu merg către PTL, unde puteam să fiu extrem de creativ, puteam să mă umplu baloane și puteam să fac tot felul de nebunii. Da, baloane cu aer cald sunt umplute, inclusiv în Câmpina, e un balon cu aer cald de la Orange. Foarte frumos de altfel, e foarte bun. Vreau să încerc la Web Digital, dar e un pic cam over budget. Dar e interesant ideea. Aș fi putut să fac lucrurile alea, iar această frază mi-a spus nu. Aici, asta mi s-a părut extraordinar și sper să vă transmit și vouă acest tip de incredibil pe care l-am simțit eu atunci. Gândiți-vă o secundă, două secunde, că puteți identifica intenția utilizatorului. Știu că pare e trivial, cum, da. Făcând asta totdeauna, nici nu stăm să ne gândim că noi putem să facem lucrul ăsta. Un billboard nu vede intenția. Un billboard stă acolo, pasiv, și abia în momentul în care cineva trece și își manifestă într-un fel interesul interior, abia atunci acel billboard rezonează cu el. La TV, la fel. El stă select să uită la Top Gear și vine o reclamă la săpun. Adică, serios? Sau aia cu mașina de spălat îmi place teribil. Nu fi mașină de spălat vase. E o reclamă foarte, foarte deșteaptă. Chiar cochetez cu ideea de a cumpăra o mașină de spălat vase, tocmai cu principiul ăsta. De nu-i lăsa pe cei dragi să fie mașini de spălat vase. Da. Să poți să faci lucrul ăsta exact în momentul în care aceștia își manifestă intenția, e incredibil. Exact în momentul în care ei își manifestă intenția, când ei își manifestă intenția, îi vezi pe cei care își manifestă intenția. Nu știu. E interesant că ce facem noi zi de zi, încercăm să cultivăm și să culegem intenția lor. De fiecare dată când facem o campanie, ne gândim la cuvintele pe care le adăugăm în campanie, e mult mai mult decât atât. E creativitate în a identifica cuvintele care segmentează audiența bazându-ne pe intenția lor. Când spunem, aici Cristian Ignat a reprezentat la un moment dat și spune, dă niște exemple de căutări pe Google foarte interesante, n-am găsit prin screen-ul și nici poza cu el, că mi-a fost urât să iau din prezentare să pun, că n-aș fost frumos de partea mea, chiar dacă aș fi zis că el e. Am avut la un moment dat o poză cu el, dar nu se vedea exact și n-am pus-o. În fine, ca idee, oamenii caută. Am 30 de ani și vreau să... Și după aia
instant search-ul completează. Am 30 de ani și vreau să mă mărit, am 30 de ani și sunt virgin, am 30 de ani. Astea sunt lucruri pe care oamenii le scriu pe Google. Deci Google reprezintă o autoritate în răspunsurile pe care oamenii le caută. Oamenii se raportează la Google ca la un... Știți, era în Artificial Intelligence un... cum îi zice? Ăsta, un ghicitor sau ceva de genul ăsta. Se ducea și se ducea către el cu... cum? Oracol, oracol, da, da, da. Și se ducea către el ca să îi răspundă la întrebări. Cam așa devine Google ușor, ușor pentru întrebările noastre. Adesea am pus întrebare de cuvinte. Da? Și știu să folosesc și operatori. Apropo, am înțeles că s-a scos un operator. Tilda. Tilda. S-a scos Tilda din cei care fac căutări mai avansate. Vreau să fac un workshop pe cum să cauți pe internet și Olivia a scris un articol de 7 pagini despre cum să cauți pe internet. Deci dacă vreți, complet în același mindset, dar numai că el l-a scris înainte și am zis ok, nu e ca și când acum, na, sper că toată lumea citește pe Olivian. Dacă n-ați reușit să citiți articolul, vă rog să citiți. O să învățați cum să faceți căutări de forma file type 2.pdf, file type 2.excel și să căutați în Google cu plus și cu or și cu and și cu site 2 puncte și cu o grămadă de operatori care o să vă ajute să ajungeți exact la ce căutați. Na. Și o să faceți căutări ceva mai sănătoase decât eu cu 7 cuvinte sub formă de întrebări. N-am căutat des lucrul ăsta, dar s-a întâmplat. Cum să faci cafea? Nu. Câte lingurițe de cafea să pui la o cană de cafea? Asta a fost întrebarea. Cât... nu m-am descurcat. Am rămas la un moment dat și nu știam câte lingurițe să pun. În regulă. Deci ce facem noi zi de zi cu campaniile pe care le construim? Cultivăm și culegem intenție. Sunteți familiarizați cu această imagine, schiță chiar, restul completați din mintea voastră. E un lucru care mi-a umplut ultimii aproape 10 ani de viață și mă bucur foarte mult și sper că să vă transmit un pic din această, să zic, pasiune care m-a cuprins pe mine vis-a-vis de ce înseamnă intention based advertising. Bun. Următorul lucru a apărut un pic mai târziu, acum vreo 3 ani, targetare comportamentală. Targetarea comportamentală e ceea ce unii dintre voi cunosc sub denumirea de remarketing, retargeting, da? Formă prin care, ce facem? Reținem un anumit tip de comportament manifestat pe o proprietate web sub forma unui gol, event, pagină vizitată, timp petrecut, orice tip de comportament interpretabil. Da? Și după care îl marcăm într-un segment de audiență pe care apoi către care apoi comunicăm pe toate site-urile. Câți dintre voi ați făcut remarketing până acum? Cum vi se pare? Se pare nota 10. Da? Câți cred că e de nota 10 de marketing? Eu cred că e de nota 11. Eu chiar cred. E un lucru care iar schimbă, transformă și fidelizează clientul și comunică clientul într-un mod neintruziv. Clientul poate să dea click aici chiar, poate să închidă. Dacă în YouTube trebuie să stea 5 secunde, aici poate să dea click să închidă. Și dacă vrea, poate să și raporteze. Asta e un lucru pe care utilizatorul poate să-l facă. Da? Și pe lângă asta, avem niște rate de click pe remarketing, da? 2%, 3%, 3,5% cu banner-ul cu Olivian. Olivian a rate de click foarte mare. Așa s-a întâmplat în campania aia cu 2% și în campania asta, da. Da. Sunt subutilizați. Chiar consider că e o armă de marketing foarte puternică. Cei care nu o folosesc cum ar trebui să o folosească, vă invit să o folosiți. Și anume, puteți să remarketați orice tip de, orice segment de audiență care reprezintă manifestul unui comportament pe o proprietate web, a voastră, sau la care aveți acces. Cum ar fi, de exemplu, să în strategia voastră de PR online, să scrieți un advertorial pe Realitatea, un advertorial pe Cața Vencu și un advertorial pe Hot News,
Pe toate aceste advertoriale puneți un cod de remarketing și când comunicați despre noua lansare de produs, prindeți audiența aia într-un segment de audiență, bineînțeles cu voia publisherului și lucrul ăsta se acceptă, da? Și după care comunicați către audiența respectivă ofertă de produs pe produsul lansat. Face sens? Bun. Nu vă spun despre dynamic remarketing. Nu vă spun despre ce făcea Sociomatic și acum se lansează în curând pe Google. Faptul că poți, din feed-ul de produse, să folosești produsele pe care le-a adăugat utilizatorul în coș și să-i livrezi banner automat generat cu produsele respective. Dar chiar și fără produsele respective în cod e perfect. Pentru că poți pe funnel-ul de achiziții. Îți abandonează funnel-ul la mijloc? Ce înseamnă pâlnia de achiziții? Vine, completează datele de card, dar dă click și se blochează, pleacă, abandonează. Ce faci cu utilizatorul ăla? Ce a fost? Nu i-a plăcut, n-a avut cont de PayPal, n-a avut tu o metodă de plată alternativă cât să-l faci pe el să convertească atunci? Te-a sunat? Și când te-a sunat, cei care te-au sunat, poți să știi. Pentru că poți să pui un cod pe numărul de telefon și există mai multe metode prin care poți să faci tracking. Poți să ascunzi ultimele 3 cifre, poți să ai un număr special de telefon și să la toți cei care se afișează, cărora se afișează numărul X de telefon, îi bagi într-o listă de marketing și hai să, nu, să vă spun despre audiențe negative pe care trebuie să le excluzi. Dragul își pleacă, el știe. Se simte exclus. Bun. Deci cam asta e cu remarketing. Cred fără doar și poate că reprezintă un tool care ne schimbă perspectiva despre ceea ce înseamnă marketing online. Cine nu-l folosește acum, pierde. Pentru că dacă la un moment dat am avut un task primit de la o autoritate, nu spun mai mult că nu e politicos, autoritatea a spus că vrea să fie pe tot internetul. La momentul respectiv nu puteam să livrez asta. Dar cu remarketing pot. Impresia pe care o lasă remarketingul este că advertiserul e pe tot internetul. Și mai mult decât atât. Am avut în anumite campanii, campanii pe care le-am făcut fie pro bono, fie de test, fie pentru studiu de caz, reacții de forma: băi, slab agenția aia voastră. Uite, eram pe un site ăsta cu pornografie și am văzut bannerul vostru acolo. Păi acolo v-a cumpărat vreo advertising. Bine? Bineînțeles că Ariel, la un moment dat, i-a răspuns acelei persoane și i-a spus, nu era chiar pornografie la modul pornografie. Nu că copiii aia, adolescenții, știu ce e, știu site-ul, mai nu știu. I-a răspuns că, de fapt, era bannerul acolo pentru că el era acolo. Și, de fapt, bannerul urmărea pe el. Bun. Puteți comunica cu audiența și sub forma listelor de subscriber din email marketing. Adică unde puteți aduna și apoi livra nou produs. Livrați la o săptămână un nou produs, noi bannere cu produsul respectiv. Reactivați lista respectivă. Da? Plus audiențe negative. V-am zis că trebuie să excludeți pe toți cei care au cumpărat dacă produsul vostru este un produs care are o curbă de achiziții mică. Dacă el a cumpărat televizorul, pe câte televizoare vrei să cumperi într-o lună? Nu? Ca idee. Dar sunt sigur că voi excludeați cei care au cumpărat, aveți modulul de e-commerce implementat, dacă aveți magazin online. Nu? Dacă nu, do it. M-a topit tool-ul ăsta. Deci e incredibil. Și asta e o poză care mie îmi place, mă topun tot timpul prezentări. M-am cu clienții tăi, sunt fain. Merge și cu, am văzut comportamentul tău. Mai mult sens așa. Ok. Pentru cei care nu știu, există o bară lungă care apare cu o linie, o singură linie de ad și în dreapta mai apar câteva ad-uri în Gmail. Câți dintre voi folosiți Gmail-ul? Gmail. Ok. Câți dintre voi ați făcut campanii de Gmail cu text ad? Bun. Perfect. A fost cam scumpe, nu? Și că nu există scump. Există ROI negativ sau pozitiv. Practic, poți să plătești și 10 lei pe click.
Important e dacă acei 10 lei îți aduc 11. Nu? Am un articol despre asta. Cost, buget și investiții, ceva de genul ăsta, pe din Munteanu Cucor. Foarte bun articol, citiți. Ne-au zis alții, dar n-am zis eu. Deci nu e la ordine de sine. Ca idee, să te afli în contextul în care utilizatorul tău primește un e-mail de notificare de la Google Ads și îi spune adurile tale au fost dezaprobate și tu după aia vii cu un reclamă și îi spui adurile tale au fost dezaprobate? Păi poate ai nevoie de o agenție care să-ți facă adurile. Nu? Sau dacă, de exemplu, vrei să comunici cu domnul director și el se semnează domnul director, știi, și zici bună ziua, domnule director! Firma ta are nevoie de servicii contabile. E cam lung textul, nu merge în 35 de caractere, nu? Dar îl scurtăm. Domn director. Dar de unde știe domn director în da. Știi tot ce scrie el acolo. Odată am făcut campanie pe sarmale. Era sarmale dacă ești din altă țară. Și dacă scrii sarmale și ești din altă țară, îți spuneam. Nu scrie pe mail și te obții să aștepți răspunsul. Nu chiar așa. Nu mai ai idee. Sună acum cu cartela asta internațională. Cum? Nu prea funcționează, că nu poți să e... Nu prea... E în alea ilegale. Ilegale, ilegale, știi? Oricum, ca idee, faptul că poți să targetezi contextual pe GME, e un lucru extraordinar. Faptul că poți să targetezi contextual pe 1 milion de site-uri partenere Google este inimaginabil. Pe orice pagină pe care apare orice cuvânt pe care tu intenționezi să ajungă reclama ta, acolo poți să pui reclama ta. Despre asta e vorba. Contextual advertising. Asta e contextual advertising. Asta se putea acum 10 ani. Bine, trebuia să nu faci o campanie în care stai și search și display, știi? Adică nu era frumos. Tot separat trebuia să le faci. Că dacă aveai AdWords pentru începători, că era o versiune, nu-ți permitea placement. Mai ții minte, Bogdan? Eu am făcut odată, când am picat prima dată examenul, asta a fost una dintre întrebări. Poți să faci placement pe campania Google AdWords de începători? Și acum, cu aroganță, zic că habar n-aveam, că eu eram pe cealaltă versiune. Dar n-am știut și am picat examenul. Știi că aroganța asta nu e chiar bună. Trebuie să încerci inclusiv varianta aia pentru începători să vezi cum funcționează. Deci, cei care sunt specialiști, vă spun, nu evitați butonul ăla de default sau de automize, sau cum e, cost per click. Mai sunt niște opțiuni de la automate pe care nu le folosim niciodată. Da? Optimize, cost per click. În regulă. Alt lucru reprezintă acest video, nu o să vă rețin mult cu zona asta, o să las și pe Bogdan să vorbească, să vă mai spun un pic despre... despre ce mi-a plăcut mie aici. Cred că, nu mai revin la discuție, toți advertiserii care în momentul ăsta vor să targeteze, să zicem, celebre melodii de la Taraf TV. Da? Să spunem că lor le place un anumit cântăreț de muzică manea. Da? Nu, pentru că la un moment dat am avut o provocare, domne. Oamenii care folosesc internetul sunt doar între 19 și 35 de ani și nu sunt educați, cu studii superioare. Na, zic, da, cercul nostru, așa. Dar sunt oameni care ascultă manele pe YouTube. Am văzut fiuri. Adică dacă nu cumva noi ăștia intelectuali facem fiurile alea, știi? Dar eu zic că sunt acele categorii de oameni sunt acolo. Și dacă vrem să atingem pe cei care ascultă Taraf TV, putem să ajungem aici. Și vă zic eu, dacă e o melodie bună, o manea bună, nu știu ce înseamnă asta, că n-am organ pentru manea, ca să-ți răspund în stilul... vorba e veche, mă. Vorbea Călinescu de Cioran, dacă nu mă înșel, nu? Sau cine zicea? Invers, Cioran e care trebuie să taci, nu e corect, da, ceva e misterios acolo. Nu mai știu exact ce spunea, zicea că n-am organ pentru el. Și expresia asta o pot zice și eu, dar nu știu asta cum e cu manele, dar ce pot să înțeleg este că o audiență care ascultă manele, ascultă o manea de mai multe ori. Eu pot să prind odată când e maneaua la TV în calupul de publicitate, dar să fac asta repetat de fiecare dată când domnul, doamna ascultă maneaua, da? Nu prea pot. E pe YouTube pot. Pentru că eu încarc video-ul
cu reclama mea de, nu știu, poate vinde un produs de curățenie. Pentru că, na, nu știu, nu vreau să am prejudecăți vis-a-vis de audiența respectivă. Dar nu gândesc că s-ar potrivi orice tip de produs. Nu am zis asta. Maniviste sunt curate. N-am zis. Sleep și costume de baie. Da? Toată lumea merge la baie. La zi. Ok. Deci, gândiți-vă, un exemplu serios ar fi ăsta. Dacă eu vreau să target... No. Câți dintre bărbați s-au uitat cel puțin o dată și tu n-ai voie să răspunzi? Deci tu n-ai voie să răspunzi, n-ai voie să ridici mâna, că tu ești așa o să fii, deci nu e, da? Câți dintre voi s-au uitat la Top Gear cel puțin o dată? Am ratat target. Noroc că Google are opțiunea de a targeta fie bărbați, fie femei. Asta e bună. E foarte bună, mai ales dacă vrei, de exemplu, să targetezi anumite videouri care sunt cu o anumită restricție și atunci poți ști sigur că utilizatorul ăla are cont. Da? Deci gândiți-vă, dacă am o campanie pentru o anumită categorie de audiență și vreau, și știu că e potrivit pentru ei să cumpere Opel sau Skoda și nu Audi sau BMW și nu Maybach sau Ferrari. Ferrari e aspirațional oricum, n-aș merge pe ăla oricum, nu aș duce în zona aia. Dar eu cred că un bun vânzător de mașini ar ști să ne ajute și ar putea să ne ajute să identificăm audiența bazându-ne pe categoriile de autoturisme pe care ei, la care ei aspiră, să zic așa. Sau la care, de care ei se informează. De exemplu, eu am uitat la... Eu am un Suzuki Swift, de la mic. Cam mic, de altfel, mult prea mic. Adică, mult prea mic. Și m-am uitat la video de la Suzuki SX4. SX4 e la mai mare. Mult mai mare. Da? Și m-am uitat de 4 ori. Cu toate că bunul meu prieten mi-a spus că na, nu trebuie să-mi iau de la, dar încă insist să cochetez cu el. Bineînțeles că aș putea să trag o legătură, să trasez o linie între cei care se uită la Top Gear pentru Suzuki și cei care se uită la Top Gear pentru Audi și tot așa. Și pot să plasez reclama mea și în funcție de asta. La TV nu pot. Pentru că, vă spun că media planerul de TV nu se uită la ce conținut apare în emisiunea de joi. Când o să difuzez el calupul de publicitate care apare și reclama ta. E, pe bune? Nu. Și e extraordinar lucrul ăsta. Am pus întrebarea cu reforma imobilie. Nu știu dacă mai am timp, că din gradă, ca să ajung mai repede și am tot întârziat, am uitat ceasul. Deci nu știu dacă mai am timp. Da? E ok. Sper să nu ne dea afară. Da? Ok. În funcție de dispozitivele mobile, putem targeta și mai mult decât atât, putem să folosim diverse oportunități care ne sunt oferite special pentru cei care au, pentru cei care avem telefoane mobile. Anume, acest click-to-call extension. Click-to-call extension. Direct, pac! Ne cam rupe rata de click și rata de conversie. Ne influențează un pic negativ, dar overall, e bine pentru client. Da? Ok. Aici vedem, nu știu dacă se vede, Get Directions. Dacă dai click aici, după aceea poți dai click pe hartă și te duce direct acolo. Gândiți-vă că sunteți într-un moment în care aveți nevoie de reparații, de un service auto, să schimbați cauciucul. Știați o căutare rapidă pe Google, pe telefon, găsiți, dați click și vă duce exact acolo, care și la 2 metri, după un colț pe care nu-l vedeați, pentru că nu e la strada principală, că el are campanie AdWords, pentru că na, e un om tânăr și s-a gândit să promoveze în fața, în area lui de acoperire, acolo. Da? Te rog! Regina Maria are o campanie foarte simplă pe mobile. Ce drăguț! Regina Maria și la metro, ți-arată ce pe și mai bine. Ce drăguț! Foarte frumos! Regina Maria, fan!
Tu faci campania? Nu, că nu mai aia, nu, da. Na. Nu, cu, am încercat să iau legătura cu domnul iranian. E foarte ok ca religie, dar n-am reușit să... N-am bine să stai foarte mult. Dar sunt client pe cineva de religie. Bun. Aici mai avem o chestie. Download app. Download app extension. Caută, găsește, downloadează aplicația. Pă bune? Puteți monitoriza, înțeles câte aplicații se downloadează. Cât e costul pe download? Și facem lucrul ăsta. Și funcționează, rupe. Aici e download din AdMob. Din rețeaua de placement-uri, de poziții care se află pe rețeaua de site-uri partenerii Google. Nu. În aplicațiile mobile. Da? E, gândiți-vă că am putea să targetăm acele persoane care se joacă Angry Birds. Dintre voi, câți joacă Angry Birds? Numiți-ți. Deci, vă rog. Hai, cu curaj, curaj, curaj. Câți au terminat Angry Birds Space? Nu? Ok. Ha. Da! Bun, ok. Am rezonat acolo. Bun. Ok, deci, cauți aplicația, dai click, te duci, o downloadezi. Un click distanță. Perfect. Ce ar mai fi? Da, cam asta ar fi despre mobile. Pe lângă faptul că, na, și cum zicea postatul, and one more thing, pe lângă faptul că poți să targetezi, să ai opțiunile astea, poți să știi că cine are mobil e în... și o să vă vorbesc despre, la când trecem de la Analytics, putem să facem tracking pe cei care au mobil, da? În Universal Analytics putem să facem tracking cross-platform. Dacă aceeași persoană a folosit site-ul tău de pe mobilul lui și de pe site, de pe calculator, știm. Nu știu, asta e o promisiune. Acum, nu știu dacă plecăști. Mai aici, întrebăm despre un Universal Analytics un pic. Nu? Dar, ca idee, n-am plecat. E acolo. Nu, am plecat, am înțeles. N-am mai suportat timpul. Bun, și, bineînțeles, dragostea mea, Google Analytics, este incredibil, noi o luăm ca atare. Avem Google Analytics, nu ne punem problema. Dar noi putem să măsurăm. Ați încercat vreodată să măsurați clicurile care se iau în campania de YouTube? Nu puteți. Din păcate, deocamdată. Știți ce rău ne-am simțit? Ok, știi anumite lucruri, cât dacă ai campanie, vezi că se deschide. Da, sunt niște paguri acolo. Vis-a-vis de ce trecuiești. Păi cum? Eram așa consternat. Păi cum? Nu poți? Dar dacă te uiți în alte medii, în alte forme de alte arme de marketing, nu poți standard. Câți oameni s-au uitat pe billboard-ul la Unirii? Nici măcar o estimare? Roughly? La un moment dat, acum câțiva ani, făceam marketing online pentru un dezvoltator de imobiliare. Și dezvoltator imobiliar. În fine, făceam bloguri. Și nu stentor. Și clădiri. Blocuri. Clădiri, da? Și concuram, bineînțeles, cu marketingul tradițional, unde să spunem că din 200 de unități, 190 de unități erau spre marketingul tradițional și 10 unități erau pe online. Din care 9 unități erau pe orice altceva și o unitate pe AdWords. Și ați simțit frustrarea în voce, nu? Bun. Unitatea era măricică, deci era ok, dar tot mică, dacă zic așa. Și prețul pe conversie pe care l-a dat pe bannerul afișat, mare, mare, la intersecția Obor, era de 625 de dolari, nu, de euro, pe telefon. Atât. Unde eu, din aceea o unitate, nu, mai puține, nu, de fapt, cred că era... Erau mai multe. Erau și mai multe. Ca și vorbim, erau. Făceam la 20-25 de euro. Da? Acum, ei nu monitorizau nimic. Ei nu aveau ce să monitorizeze altceva decât ăla zicea, unde v-ați văzut? Pe penul de la Obor. Ah, ok. Și treceau acolo că l-au văzut pe penul la Obor. Deci cam ăla era monitorizarea pe care o aveau. Și oamenii aia investeau
190 de unități în lucrul ăsta. Fără să aibă Google Analytics. Acum, toți îl avem și nu mai ne gândim la el din perspectiva asta, cât de extraordinar e faptul că putem să măsurăm fiecare leuț pe care le investim în marketing online, fiecare click, fiecare click-through, fiecare view-through conversion. A văzut bannerul și după aia a făcut conversii din ad. Putem să știm asta. A văzut prima dată ad-ul și după care a văzut directul și după care a văzut din direct, a văzut organic non-brand și după care a venit din Facebook. Putem să știm care sunt sursele de trafic care au contribuit la conversii. Putem să știm toate lucrurile astea. Și asta mi se pare extraordinar. Mi se pare uluitor. Și după care poți să și reținem comportamentul ăla. Dacă un anumit tip de comportament îl stabilim ca pattern și îl considerăm interesant și putem să-l plasăm, să-l marcăm și după aceea să comunicăm către el pe toată rețeaua de site-uri partenerii Google. Și pe Facebook după aia. Am zis că nu zic despre Facebook de marketing, dar nu puteam să mă abțin. Și cam asta e cu Universal Analytics. Și cu asta am terminat. Este lucru care... ăsta e motivul pentru care m-am gândit să chinui 10 oameni la momentul ăsta, să facă doar asta, doar pay-per-click marketing, pentru că consider că acest model de achiziții de media e cel mai corect. E cel mai corect într-o relație câștig-câștig între advertiser și publisher. Și tot ce am prezentat mai devreme, totul poate fi achiziționat fracționat. Nu trebuie să ai 190 de unități buget de promovare. Poți să ai o unitate. Poți să faci și să concurezi cu cel care are 190 de unități. Și poți să o faci de mâine. Da? Nu mai zic că, să zicem că 250 de lei și cadou. Da? Ok. Cât? 200. Oricum, se duc ca și când n-ar fi. Adică... Na. Dar... Na. E ceva în plus. Da? Bun. Cam astea au fost motivele pentru care am rămas în marketing online și consider că marketingul centrat pe performanță și pay-per-click marketingul reprezintă una dintre cele mai frumoase experiențe pe care le-am trăit și ăsta e și motivul pentru care întreaga agenție Web Digital este dedicată doar pe lucrul ăsta. Noi nu facem site-uri, nu facem media tradițională, nu cumpărăm nimic altceva decât pay-per-click. Ah, ok, mai facem niște excepții când facem pre-marketing pe Facebook, pentru că acolo e o convenție și nu putem să luăm pay-per-click, dar în principal facem lucrul ăla ca să completăm strategia. Da? Bun. Cam despre asta am vorbit. Eu consider că am vorbit despre intuiție, pasiune, potrivire, oportunitate, inovație, evaluare și corectitudine. Cam astea sunt lucrurile pe care le-am gândit eu în momentul în care am discutat despre armele astea de marketing sau formele astea de... care mi-au schimbat viața la nivel profesional. Vă mulțumesc! Dacă aveți întrebări... trebuie să... Îmi spuneți. Te rog. Nu știu să vă răspund, să știi. Okay, era doar inspirațional, habar n-am. Nu știi care-i treaba. E o promisiune la ei. Adică eu am zis că o să meargă. Acum... Nu s-a fărit Chrome. Niciun caz. Chrome, da, ok, am înțeles că tot promovează. Tot promovează. Da. Pe toate. Îți dai seama că nu merge, nu? Chrome, Safari, că... Încă. Da, poate tu ești logat. Depinde. Dacă te gândești, îți vă las pe mine. Da. Uite, vezi, să-ți explici. Dacă ești logat, merge. Ok. Păi, cred că acum a schimbat pălăria. Mulțumim mult. Bogdan,